Salutare și bine v-am regăsit la o nouă poveste. În seara asta vreau să vă citesc o poveste despre o fetiță micuță. O poveste care se numește Te iubesc, micuța mea. Și este de la editura Didactica Publishing House. Pregătiți să o ascultăm? Super! Te iubesc, micuța mea. Bunicul Alisei s-a îmbolnăvit, iar mama a trebuit să plece de îndată să-l îngrijească. De atunci Alisa s-a simțit tare singură, deși petrecea mult timp cu bona ei, care avea grijă de ea după școală și care era foarte drăguță și atentă. Tatăl Alisei nu petrecea foarte mult timp cu ea, pentru că muncea toată ziua și deseori se întorcea acasă noaptea târziu. Oricât încerca Alisa zi de zi să lupte cu somnul, era cufundată într-o somn adânc atunci când tatăl ei ajungea acasă. Și la școală stătea tot singură. Alisa era o fetiță timidă, așa că nu are curaj. Este fetiță timidă, așa că nu are curajul să iasă afară în curte și să se joace cu ceilalți copii în timpul pauzei. Ea preferă cel mai adesea să rămână singură în clasă. Da? Nu se prea joacă cu ceilalți copii. Într-o zi, când a venit de la școală și a intrat în camera ei, Alisa a zărit o umbră care dansa în fața ferestrelor sale pe sârma de rufe. Era un papagal frumos colorat care încerca să intre în camera ei. Uimitorul papagal s-a așezat pe pervaz și a fixat-o pe Alisa cu o privire drăgălașă și jucăușă. Fascinată, fetița s-a apropiat încetişor de papagal și a pus câteva firimituri de pâine pe marginea ferestrei. Te-ai pierdut? L-a întrebat ea. Hai, nu te teme, vino mai aproape. Micuța pasăre curioasă s-a apucat să ciugulească firimiturile pufoase. Ești atât de frumos, s-a minunat Alisa. Chiar era, nu? Era un papagal foarte frumos. Abia dacă a apucat să termine de rostit aceste cuvinte, că minunata pasăre și-a și luat zborul. A dispărut parcă într-o clipire, așa cum a și apărut. Așteaptă, întoarce-te, a strigat Alisa, supărată că pasărea a plecat atât de repede. Voia din toată inima să se împrietenească cu papagalul și să-l păstreze. Își imagina deja cum îl învăța să rostească tot felul de cuvinte și de fraze drăguțe și poate chiar un cântecel. Dar, din păcate, papagalul plecase. A doua zi, Alisa a pus din nou firimituri pe pervazul ferestrei sale, însă minunatul papagal nu se zărea nicăieri. Era foarte, foarte supărată și se întreba dacă acesta va mai reveni vreodată. Când deodată, Alisa a ridicat privirea înspre cer, iar inima i s-a umplut de bucurie. El era. Of, cât mi-aș dori să-l pot lua aici cu mine, și-a spus Alisa. De atunci, zi de zi, papagalul revenea și aștepta ca Alisa să deschidă geamul și să-i aducă firimituri de pâine, iar el să le ciugulească voios. Fetița și pasărea petreceau zilnic tot mai mult timp împreună și se distrau de minune. Sâmbătă, Alisa s-a trezit tiste dimineață și a dat fuga direct la tati în cameră. Tati, tati, de câteva zile un papagal micuț mă tot vizitează. Vine mereu la pervazul ferestrei mele și ne distrăm de minune. Pare pierdut. Te rog, putem să-l păstrăm? L-a implorat fetița. Te rog, tati, te rog, te rog, te rog. Tatăl ei a ezitat la început. Mai întâi, i-a explicat Alisei că nu este ușor să îngrijești un pui de pasăre și că este o responsabilitate foarte mare, pentru care trebuie să fie sigură că este pregătită. Alisa a înțeles îngrijorarea tatălui său și a ascultat cu atenție când acesta explica cum să aibă grijă de noul său prieten. Acum era sigură că este pregătită și a promis lui tati că se va ocupa foarte bine de mult îndrăgitul ei papagal dacă o lasă să-l păstreze. Într-un final, tati a acceptat noul venit, i-a cumpărat chiar o colivie adevărată și semințe speciale pe care acesta să le ciugulească. Alisa era absolut încântată. În fiecare zi îl învăța pe papagal o nouă propoziție pe care acesta, după ce o exersa un timp, reușea să o pronunțe. Repetă după mine, îi spunea Alisa. Când voi fi mare, voi fi magician. Apoi papagalul repeta după Alisa. Când voi fi mare, voi fi magician. Se distrau nespus de mult împreună. Cei doi prieteni. Într-o dimineață, când s-a trezit, Alisa a auzit papagalul strigând tare. Te iubesc, micuța mea! Te iubesc! Alisa era tare surprinsă. Nu și-a amintea să-l fi învățat acele cuvinte. Următoarea zi, papagalul a început din nou să exclame tare și răspicat. Te iubesc, micuța mea!
Dar oare unde a să fi învățat el aceste cuvinte, s-a întrebat Alisa. Chiar nu putea să-și dea seama. Probabil a învățat de la fosta familie, care probabil a iubit tare mult. Dar totuși, de ce n-au mai zis până acum asta? Și dacă a fost atât de iubit, de ce oare a căutat refugiu în casa ei? Câteva zile mai târziu, tatăl Alisei a plecat într-o călătorie de afaceri. El ea dormea profund, așa că nu a putut nici măcar să-i dea un pupic de la revedere înainte să plece. Când tatăl ei a plecat, bunica a venit să aibă grijă de draga sa nepoțică. Dar tata pleacă. În acea seară, înainte să se ducă la culcare, Alisa l-a învățat pe papagal un cântecel, care îi se părea tare nostim și pe care acestuia îi făcea plăcere să-l recite alături de ea. Antante, disemane pe, disemane compane, antante. Că i-a uitat pe cei doi și Alisa acum îl învață un cântecel. A doua zi dimineață, când Alisa abia ce începea să-și deschidă ochii, a auzit un zgomot în colivie. S-a apropiat ușor, pas cu pas, până când a auzit clar ce șoptea papagalul. Te iubesc, draga mea, mă întorc mâine la tine. Te iubesc atât de mult, o să mă întorc repede. Alisa a schițat un zâmbet, ochii s-au umezit, dar străluceau de bucurie. Și-a dat seama că tatăl ei era cel care a murmurat aceste cuvinte lângă patul ei în timp ce dormea înainte să plece. Fericită și înduioșată, a scos papagalul din colivie, apoi l-a luat în brațe și i-a dat ușor un pupic pe cioc, cu gândul la tatăl ei drag. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea din seara asta, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!